pe canalul meu de YouTube la un nou sezon din podcast cu Alejandra. În prima ediție a emisiunii l-am alături de mine pe Save, creator de muzică, aș putea spune, și totodată solist. Bine-ai venit, Save, și îți mulțumesc tare mult pentru că ai acceptat invitația mea. În primul rând vreau să te felicit pentru tot ceea ce faci. Știu că nu este chiar foarte ușor să compui muzică și totodată în ziua de astăzi să fii artist, și pentru asta vreau să te felicit. Te felicit pentru tot ceea ce ai făcut până acum și sunt convinsă că și pe mai departe vei avea un viitor strălucit. Mulțumesc foarte mult, Alexandra. Mi se pare una dintre cele mai frumoase introduceri într-un podcast sau într-o prezentare. Foarte fain. Mulțumesc mult. Sunt un simplu om căruia îi place să scrie și să cânte și mi le și pun piesele pe net și cam urmează să se întâmple lucruri interesante. Dar la bază sunt un om normal, ca toată lumea. Și chiar îți mulțumesc că a fost o prezentare incredibilă. Și îți mulțumesc că tare mult. Tu, de la vârsta de 16 ani, ai început să compui texte și melodii. Ulterior ai luat lecții de canto și chiar ai studiat chitara singură. Ai declarat asta într-un interviu. Da, chitara singură este... am încercat să o studiez, n-am niciun talent pentru la treaba asta, pentru că am mâinile foarte micuțe și nu mă pricep la digitație. Am chitara acasă, da, este foarte frumoasă și cam atâta momentan, dar trebuie să o iau să învăț mai mult la ea. Scriu de mic, scriu de foarte mic. Bravo. Am început poezie, cred că la 9 ani să scriu. Era destul de slabă ce scriam, nu aveam nicio treabă. Iar cred că pe la 15-16 ani cumva am zis, hai mă să-mi vin și cu muzică ce scriu. Poate pentru că, nu știu, simt eu că sunt artist și că vreau să-mi pun vocea în valoare cu chestia asta. Ulterior am luat și ceva lecții de canto, nu m-am bazat pe ele neapărat. Decât așa, ultima perioadă, ultimii ani, am avut mai mult contact cu lumea asta, având o profesoară pe care chiar o recomand și care chiar a făcut bine vocii mele. Foarte tare! Și presupun că asta te-a determinat să mergi în domeniul muzicii, asta ți-a creat o pasiune pentru tot ceea ce înseamnă muzică. Muzica mi-a plăcut de mic. De mic. Niciodată nu mi-a plăcut muzica românească, cel puțin până am descoperit-o totuși târzior, după 10 ani am descoperit. Am descoperit un, nu știu, cred că a fost un Grammy sau ceva, un premiu muzical, și am văzut concerte cu Ricky Martin și cu Michael Jackson când eram mic. Și mi s-a părut, videoclipuri de fapt am văzut cu ăștia. Și mi s-a părut că deja era la alt nivel. Niciodată n-am fost fanul muzicii românești când am crescut, de aia nu știu foarte mult așa din muzica românească din anii 90 până în 2000 și ceva. Bula s-a spart când a ajuns pe piață mai multă producție de la 3 Sud-Est și după aceea Marius Moga. Atât, până atunci n-ascultam, nu suportam ideea de muzică românească pentru că nu avea nimic special pentru mine. Deci de la începutul adolescenței deja eram pe muzica asta british, americană, chiar eram înrăit pe așa ceva. Tu ai terminat unul dintre cele mai bune licee din Brașov și pentru asta din nou felicitări pe mele. Nu m-a felicitat aici. Perfecție engleză și franceză. Sunt curioasă cât de mult te-au ajutat studiile în construirea carierei tale. Eu la engleză am fost foarte slab. Am fost unul dintre cei mai slabi elevi. Dar acum cânti în engleză. Dar acum cânt în engleză pentru că am învățat engleza aproape singur. Am fost pasionat de muzică, cumpăram albumele originale, era foarte important să am albumul original al cântărețului și stăteam undeva la, nu știu, 6-7 ore pe zi cu play pe repeat la un album și îl învățam pe de rost. Pe de rost, adică gen, chiar așa am învățat engleză, eu eram de nota suficient 6-7 la engleză, am avut noroc să fi fost un pic mai tocilar și să învăț să am memorie mai bună. Dar am învățat strict pe albumele cântăreților. Luam un album, într-o lună îl știam pe de rost și cântat și dansat și ce vrei tu. Adică, da, engleza așa mi-am învățat-o. Franceza mi-a plăcut de mic. Eram așa atras de limba asta, cred că încă din clasa 5-a când am început să o facem. Deși din a 4-a aveam pe cineva care vorbea franceză și mi se părea interesant. Dar... franceza nu o folosesc în muzică, engleza o folosesc în muzică pentru că scriu mult în engleză și aproape mai încerc să merg mai mult în zona asta. Cred doar că te ajută să știi o limbă străină în orice domeniu, nu neapărat în muzică. Corect, foarte important. Am început o facultate de limbi străine, n-am terminat-o.
până acum, dar aici eram pe franceză, engleză și nivelul de limbă era high. Totodată, tu ai fost și la foarte multe competiții muzicale, chiar mi-a plăcut foarte mult ultimul moment pe care l-ai avut la X Factor recent, te-am văzut și la Vocea României, ai participat chiar și la Selecția Națională Eurovision. Vreau să te întreb, având în vedere că ai participat la atâtea concursuri, cum ai privit aceste experiențe pentru tine? Mm-hmm. Hai să spun o mică corecție, la Vocea României n-am fost dat pe televizor. La Vocea României n-am ajuns foarte departe. Am fost la toate concursurile, la toate castingurile, timp de 10 ani, Doamne iartă-mă. Deci am fost la primul România au talent, am fost la un casting în Constanța, a fost în 2011. După aceea am fost la X Factor tot în anul ăla. Ultimii ani au fost numai pe castinguri. Din păcate a fost o experiență proastă pentru mine, pentru că nu m-am putut afirma, nici nu eram foarte pregătit, dar nici n-am avut feedback bun din partea jurilor, din niciun show de televiziune. Nu am un lucru să zic, mamă, ce te ajută? Nu te ajută o experiență de genul ăsta, te ajută să stai în studio și să muncești și să cânti și să scrii. Pentru că, ok, poate pe moment, emisiunile astea durează 2 luni, în care audiția ta durează 10 minute, cu tot cu ce vorbesc ăia din juriu, cu tot ce prezinți, cu tot ce cânți. Maxim, aia într-un sezon, într-un an apare pe televizor 8 minute fix. În alea 8 minute tu nu poți să convingi o țară întreagă să-ți dea follow, să fii mare star. Și după aceea să zicem că treci mai departe, urmează alte etape care iarăși sunt eliminatorii, poți să faci niște chestii. Nu consider încă că un concurs de talente din România chiar poate să fie o rampă de lansare, dar cred că dacă eram și mai pregătit, poate aveam altă părere astăzi. Deci este cumva un mixed feeling, știi? Cu siguranță. Eu spun sigur că tu ești un om de succes și vei ajunge acolo unde ți dorești. Să vorbim puțin despre proiectul SAVE. Tu ai început un proiect care îți poartă numele tău, numele de scenă pe care ți l-ai ales. Vreau să-mi spui cum a venit ideea pornirii acestui proiect. Întotdeauna am fost în studioul, cred că de pe la 19 ani am intrat în studio prima dată și am avut talentul de a scrie. Cred că eu mai bine decât cânt scriu. Exact, și trebuie să menționăm că este un proiect lansat alături de Cat Music. El a fost lansat cu, cum să spun, am lansat câteva piese înainte de Cat Music, da. Am semnat niște piese cu ei, au fost lansate cu ei, s-a oprit colaborarea cu label-ul. Dar el a continuat, adică pe mine nu mă poate bloca un label să-mi lansez muzica, exact, pentru că numele este deja branduit, este multă muncă în spate, albume, concerte, lumea începe ușor să audă de mine și pentru mine e foarte important să rămân totuși independent. Adică am început cu label, am terminat cu label, dar cred că independent o să fie pentru următorii câțiva ani drumul meu. Dar da, e un proiectul meu de suflet care nu o să moară niciodată, chiar dacă nu o să aibă succes. Pentru mine e foarte important că este exact ceea ce simt eu. Exact, și asta este cel mai important. De asemenea, trebuie să menționăm că tu ai avut oportunitatea de a lucra cu profesioniști, cu mari artiști și chiar sunt curioasă în momentul în care scrii pentru cineva. Cum îți vine inspirația? Presupun că tu, în momentul în care scrii un text și vrei să-l scrii pentru cineva, trebuie să te gândești cât de mult reprezintă acele cuvinte, da, acele persoane. Sunt destul de atent la personalitatea artistului și atunci cumva cred că fiind destul de creativ și fiind empatic, cumva, nu știu, intru într-o zonă destul de interesantă în care chiar mă transpun în viața lui și îmi imaginez ce ar cânta, de exemplu, acum câteva zile. De fapt, acum o săptămână ceva, Felia a făcut un cover la piesa Easy On Me de la Adele. Și îmi terminasem programul ce aveam de făcut în ziua respectivă și am văzut cover-ul ăla, mi s-a părut wow și am luat un negativ de pe net, un pian, am compus pentru... Wow. Ca și cum ar fi... M-am transpus eu, știi? Sunt sigurat, cu siguranță ea nu o să-l audă niciodată, deși l-am trimis către ea, dar nu cred că o să-l asculte. Cu siguranță nu cred că o să-l
să-l cânte sau ceva de genul ăsta, dar eu l-am scris ca și cum, bă, ce-ar fi cântat Feli, știi? Și el este destul de, cred că am pe telefon, nu mai țin minte acum cum e, dar fix în zona ei. Dar cumva, pentru că pentru mine muzica înseamnă și cumva, nu neapărat actorie, dar mă transpun foarte mult. Contează foarte mult la ce mă raportez. Când vine vorba de mine, eu n-am așteptări pentru mine să fac ceva. Eu crez fix ce îmi vine. Când vine vorba de un artist, să-mi propun eu, mă, ce-ar cânta X? Cumva știu deja stilul lui, vocea lui, limitele lui, cum se cheamă, ambitusul, și cumva pot să fac ceva în zona aia. Dar nu cred că o să ajungă la ea piesa asta și nu cred că, și dacă ar ajunge, nu cred că o să-i placă. Deși mie place, adică mă gândesc să o lansez. Eu sper să ajungă și să faci alegerea de a o lansa. Sunt convinsă că dacă vei lansa piesa o să ajungă cu siguranță. Sper. Să ne întoarcem puțin la Eurovision, pentru că am vorbit mai devreme. Tu ai participat la Selecția Națională Eurovision. Să discutăm puțin despre acest concurs. Și chiar mi-aș dori să știu care este părerea ta despre această competiție și totodată cum a fost pentru tine această experiență și cât de mult te-a schimbat. Eurovision este, cred că, cel mai important, și nu o spun cu glumă sau nu, cel mai important eveniment muzical al Europei, pentru că se uită foarte multă lume. Se uită o lume la care n-ai acces niciodată dacă nu ești acolo. Se uită, nu știu, 300 de milioane de oameni live. Asta înseamnă oportunitate de promovare pentru un artist la nivel internațional. La nivel, cum a fost câștigătorul din Italia anul trecut, Maneskin. Trupa a ajuns în Billboard pe locul, nu știu, primii 10. Efectiv a făcut niște chestii faine. Cred, eu am fost am înscris mai multe piese în ultimii ani la Eurovision. Doar în 2018 am participat la o selecție națională, la o semifinală. Nu a fost cu succes, dar eu mi-am făcut treaba foarte fain. Adică a fost o piesă super veselă, super drăguță. Eu chiar cred că făcea o figură bună dacă mergea mai departe la Eurovision, dar juriul n-a considerat să o bage în finală și atunci nu mă supăr, pentru că este chiar o confirmare pentru mine că fix muzica mea este pentru tineri și pentru oameni care chiar ascultă muzica acum. Pentru Eurovision așa este, cum să spun, Eurovision are un public foarte interesant, care îți devorează muzica dacă te descoperă și te place. Uite, deci Maneskin are piese cu sute de milioane de ascultări pe Spotify doar după ce au participat la Eurovision și au avut o piesă în italiană. Eu chiar am stat să mă uit, am urmărit fenomenul, pentru că m-am uitat la Eurovision, știam că speram să câștige ei, chiar am ținut cu trupa asta, cu Italia, și în momentul ăla, în momentul serii în care ei au participat în finală, ei aveau, cred că, 1 milion de ascultători pe Spotify lunar. După ce au câștigat emisiunea asta, concursul, a doua zi aveau 4 milioane de ascultători și acum au ajuns la 30 de milioane de ascultători. La un moment dat aveau 45 de milioane de ascultători pe lună, mai mult decât Adele. Deci, ca numere, Eurovision este cea mai mare bombă nucleară în muzică. Deci este o mare rampă de lansare. Chiar este, siguranță. Totodată vreau să te întreb, România are voci foarte bune, dar de ce consider că noi până acum nu am câștigat niciodată Eurovisionul? Problema nu se pune că n-are cum să-l câștige. Nu, problema nu se pune că n-am câștigat Eurovisionul. Problema se pune că în 20 de ani, sau nu știu sincer, cred că din 98 e Eurovision și cu participarea României, cred că nu a fost să fie o piesă, un mesaj, o voce care chiar să facă figură. Eu chiar am în cap doar 3-4 momente ale României care mi s-au părut fruntașe la Eurovision și care mi s-au părut că au devenit și virale în același timp. Paula Selincovi, ei au fost de 2 ori, dar prima dată când au fost pe locul 3 și toată lumea era inimaginabil. Mamă, așteptările, nici măcar nu, oamenii n-aveau așteptări și au fost surprinși. După aceea au mai fost și Iodelit cu Ilinca și cu Alex Florea. Piesa a avut un loc, locul 7, ai zis. Locul 7, da.
dar s-a viralizat momentul, a fost foarte faină chimia lor pe scenă. A mai fost în trecut, în 2005, Luminița Angel pe locul 3, care a bubuit, atunci a fost o explozie cu piesă, cu show-ul lor. Eurovision a avut momente bune din România. Cred că nu o să mai aibă foarte multe momente de genul ăsta, pentru că părerea mea, acum puteți să mi-o luați, puteți să nu... Da, în ultimii ani eu nu prea am stat foarte bine la capitolul Eurovision, aș putea spune. Da. În 2017 nu am mai avut, n-am mai atins un succes foarte mare. Pentru că nu s-a luat în calcul și ce vrea lumea. Pentru că nu s-a luat în calcul ce ar vrea publicul de afară. Pentru că România este așa, închisă. Abia anul ăsta să spunem că a câștigat Urs, el este fix pe publicul ăla de Eurovision. Sperăm să facă o figură bună. Nu știm ce se va întâmpla. Dar felicitări că în sfârșit România a avut mai multă putere în a decide pe cine ar vrea să trimită. Și au vrut să decidă o piesă, o să se trimită o piesă destul de în trend, un vibe foarte bun. Mesajul lui este destul de potrivit pentru publicul Eurovision internațional, dar în ultimii ani nu a fost nimic care să se potrivească pe ceea ce ar vrea ascultătorul european de muzică. Adică s-au trimis balade, ori din România nu prea poți să trimiți balade neapărat. Este un mit acolo că cumva oamenii așteaptă ceva cu influență balcanică, dar cu o energie foarte bună. În alți ani am avut pe Roxanne, ea a fost 2 ani, dar nu s-a ținut. Pandemia s-a amânat. La fel, momentul ei a fost controversat, toată lumea poate să își facă o părere despre ce s-a întâmplat acolo. Cred că România, nu cred că este la calibru ăla, îmi pare rău. Chiar este cu foarte mare supărare, zic, pentru că și eu sunt artist și eu am înscris multe piese la Eurovision, dar cred că n-a fost momentul să fie lansate, dar în același timp nu cred că nici dacă treceau mai departe, nu ar fi fost votată să fie reprezentată României. Da, și de asemenea vreau să-mi adaug că în fiecare an, deci nu cred că a existat vreun an de când noi participăm la Eurovision, nu a existat vreun an în care să nu auzim critici sau discuții. De fiecare dată auzim tot felul de critici, ne criticăm artiștii, criticăm artiștii români și vreau să te întreb de ce crezi că există acest hate la nivel intern? Pentru că mi-am dat seama că cele mai multe comentarii negative nu vin din partea oamenilor de afară, ci vin mai mult chiar din partea românilor. Românii sunt cei care aruncă cele mai nepotrivite cuvinte pentru românii noștri. De regulă asta se întâmplă și în familie. Mereu cei apropiați sunt cei care vor să te oprească. Și exact pe același calapod merge și formatul ăsta de orice realizare internațională. Mi-amintesc când a avut succes Ina în afară, în România era huiduită, era mamă, nu ne place. Dar fata și-a făcut... Da, am pus și românii o plac. Da. Criticile aduse la piesele Eurovision sau la artiștii care reprezintă țara, nu cred că sunt rele, să știi. Adică e important să ai discuție în jurul tău despre ceea ce faci tu, atâta timp cât tu chiar îți faci treaba. Adică pe artiști n-ar trebui neapărat să intereseze ce spune lumea despre ei. Îmi pare rău. Artiștii ar trebui să fie... Mă, el într-adevăr face muzică pentru lume. Ok. Poate piesa n-a fost să fie. Again, chiar dacă nu s-a potrivit, iarăși nu este făcută pentru oricine. Artistul într-adevăr este sensibil și pune suflet la ce spune lumea din jur și suntem subiectivi cu toți. Adică toată lumea este așa. Cred că oriunde va fi o alegere de făcut și trebuie să ne reprezinte cineva sau trebuie să fie o singură persoană care să ducă steagul României undeva, o să fie discuții pro, contra, cineva ar fi făcut mai bine, cineva crede că n-are nicio șansă omul ăla. Dar asta este iarăși parte din fenomenul ăsta muzical. Un fenomen de genul Eurovision nu ar exista fără tot ce se întâmplă în jurul lui. Pentru că el durează o săptămână. Exact. Semifinală și finală, atât. Nu, semifinală 1, semifinală 2 și finală. Două semifinale și finală. Dar dacă ți-ar întâmpla doar cele trei evenimente, gata, s-a uitat lumea de trei ori la TVR și aia e. Dacă ei aduc și discuții,
și intrigi și niște controverse între preferințele publicului și preferințele juriului și pe cine trimitem, atunci cumva ecosistemul ăsta creează niște... Este propice pentru artistul ăla să-și facă treaba bine, sincer. Exact, Save, acum vreau să vorbim și despre cel mai recent proiect al tău. Este vorba despre ultimul album pe care l-ai lansat și vreau să te felicit pentru asta. Vreau să-mi spui care este povestea acestui album. Uh-huh. Mulțumesc mult! Eu am lucrat am lucrat în Brașov 10 ani și am încercat să fac un sunet al meu și să lucrez cu... să-mi fac muzică care să mă reprezinte foarte bine și am făcut o treabă foarte bună. Am mai lansat un album în 2017, se numește Un erou, dar m-am mutat în București, în capul meu au venit foarte multe oportunități și dorința mea de a vedea visul împlinit. Exact. Efectiv m-a făcut să muncesc foarte mult și în ultimii ani am muncit incredibil de mult, dar nu mă plâng, mă bucură că am atâta energie să fac atâta și cumva am simțit că este cea mai bună șansă pentru mine să fac din nou muzică, să continui să fac asta, pentru că eu chiar sunt un artist, adică eu asta simt și nu este vorba că... Nu în sensul ăla că ești un artist că trebuie să recunoască lumea. Eu cânt toată ziua, eu scriu, eu mă duc și scriu acolo piese, îmi vine în cap o idee de compus, mă duc și o scriu. Înregistrez, am pe telefon o groază de înregistrări audio și cumva simt ca un artist, am sensibilitatea aparte când vine vorba de a pune niște versuri cu emoție, am o energie foarte happy și foarte, un vibe foarte bun când vine vorba de o piesă mai veselă. Cumva am vrut neapărat să mai fac și să continui să fac albume. Lumea nu mai lansează albume decât single-uri sunt. Da, exact, chiar am remarcat asta. În ultimul timp, artiștii nu mai lansează albume, mai mult se bazează pe lansarea de piese. Da, de piese single. Este economic mai bine, pentru că un album costă foarte mult. Și un album înseamnă foarte multă energie, tu ți-ai compus, să zicem că îți compui singur. Îți trebuie negative pentru toate piesele, îți trebuie un master pentru fiecare piesă făcută, corect, după aia un master general pentru tot albumul. Asta înseamnă foarte multă lume implicată, iar asta înseamnă iarăși bani. Pe lângă asta, artistul, tu poți să, de la un artist poate să-ți placă doar o piesă. Ce faci? Cu alte 10 piese de pe album nu le mai asculți, el nu, pentru mulți este convenabil, scot o piesă dacă merge bine, dacă nu iară bine, scot alta. Artiștii mari, cei pe care urmăresc eu și îi ascult, lansează album an de an. Artiști foarte mari, mainstream, din afară, lansează album. Chiar dacă ei scot un single și este hit internațional, ei au pretenția de la sine, băi, scot un album, fac un album, Doja Cat. Este foarte comercială, toată lumea cântă și face TikTok-uri cu muzica ei, care este foarte catchy. Da, ea și-a făcut album și l-a scris ea. The Weeknd a făcut nu știu câte, a făcut o trilogie până să se facă cunoscut așa, după aceea a făcut nu știu câte albume. Oamenii chiar merg pe chestia asta, dar în același timp și eu am simțit, pentru că am foarte mult de spus. Că exact, încă nu ascultă... piese extraordinare. Mulțumesc mult! Cred doar că ele au un fir. Eu am vrut să pun pe albumul ăla să fie emoții, să fie energie, să nu te poți plictisi pe albumul ăsta. Vocea să învăț să cânt din ce în ce mai bine, să interpretez într-un fel în care poate n-am făcut-o în trecut, să scriu din ce în ce mai bine, să pronunț cuvintele respective. Cumva m-a inspirat și lumea cu care am lucrat, pentru că am lucrat cu niște producători foarte talentați. Andrei, Alex Bittman, Ramon, sunt câțiva dintre oamenii cu care am lucrat. Erin, sunt niște băieți care produc foarte bine și sună bine, bine tot ce iese de la ei din studio. Asta e minunat. Îți mulțumesc tare mult, Save. Doream să spun că prima parte a emisiunii s-a încheiat. Acum o să începem cu partea a doua. Partea a doua, în cadrul căreia noi vom avea mai multe rubrici. Uh-huh. O să începem cu rubrica Răspunde într-un cuvânt. În cadrul acestei rubrici, invitatul trebuie să răspundă în maxim 10 secunde, într-un singur cuvânt, la o întrebare. Da. În regulă, prima întrebare. Care este melodia ta preferată? Halo by Beyoncé. Care este filmul tău preferat?
Sunt mai multe, nu știu acum, unul singur, a zice The Founder, cel despre McDonald's. Super, te-ai încadrat. Care este cartea preferată? N-am una acum. No, n-am ce să... Stai să mă gândesc, mai dăm 5 secunde. Da, n-am una. N-am una preferată. Pas. Unde a fost ultima ta vacanță? Săptămâna trecută am fost la Bușteni cu prietenii mei, a fost foarte fain. Foarte tare. Care este culoarea ta preferată? Îmi place foarte mult albastru, dar acum tind să cred că sunt mai multe culori care îmi plac. Tot ce este în zona albastru, verde, bej, îți pare interesant. Ok. Care este băutura ta preferată? Apa. Apa. Chiar dacă, deci cine se uită la mine și mă cunoaște, beau foarte multă apă. Și colegii de la muncă sau ori apa. Care este mâncarea preferată? În general îmi place cam toată mâncarea, din păcate. Nu suport câteva tipuri de mâncare din România, dar mănânc aproape orice. Ok, ai cam depășit, am depășit da. Timpul. Solistul sau solista preferată? The Weeknd versus Beyoncé. Foarte tare. Numele animalului de companie? Am doi, Zeus și Hera. Ce nume frumos. Actorul preferat? Cate Blanchett. Super, mulțumim tare mult. Acum urmează rubrica Alege. În cadrul acestei rubrici, invitatul trebuie să aleagă între două variante. Începem, da? Da. iPhone sau Samsung? iPhone. Cravată sau papion? Cravată. Mare sau munte? Mare. Auriu sau argintiu? Auriu, vrem auriu. Alb sau negru? Alb, lumină. Filme sau seriale? Filme, n-am timp de seriale. Cola sau Sprite? Sprite. Nu, Pepsi. Pepsi. Telefon sau PC? Telefon. Telefon. În regulă, mulțumim tare mult. Acum urmează rubrica ABC. În cadrul acestei rubrici eu îi voi da invitatului trei variante, iar acesta va trebui să aleagă varianta care el consideră că îi se potrivește cel mai bine. Începem? Da. În regulă? Îmi plac jocurile astea, sunt foarte... Da, te antrenează așa. Da, chiar îmi place treaba asta. Dacă de mâine s-ar termina definitiv pandemia, primul lucru pe care l-aș face ar fi A. Să cânt în puburi, B. Să merg la concerte, C. Să merg la bibliotecă. A. Pentru că am timp doar de cântat. Super. Și cânt în puburi. Foarte tare, felicitări. A doua întrebare. Cel mai mare a tu al tău este A. Ambiția, B. Vocea, C. Punctualitatea. Ambiția. Ambiția, nu vocea. Eu credeam că o să spui vocea. Nu, pentru că nu sunt așa o voce. Am o voce, am o voce pe care o apreciez și eu, dar în același timp e foarte mult de muncă. Și ambiția mea, cred că asta îmi place asta mai mult. Asta e foarte bine și chiar te apreciez pentru asta. Trecem mai departe. Cel mai mare defect al meu este A. Egoismul, B. Nerăbdarea, C. Lăcomia. Nerăbdarea. Nerăbdarea, nu ai răbdare. Am fost disperat să fac multe chestii și tocmai asta mi-a adus refuzuri din partea multor oameni. Imaginez. Dacă ar fi să am o super putere, aceasta ar fi A. Să fiu invizibil, B. Să citesc gândurile, C. Să zbor. Să citesc gândurile, că aș manipula oameni. Ai putea manipula mult mai ușor, cu siguranță. Da. Te consider o persoană A. Creativă, B. Sociabilă, C. Sensibilă. Creativ. Creativă, se vede. De asta și faci muzică, pentru că ai imaginație, poți să compui. Da. Acum urmează rubrica Da sau Nu. În cadrul acestei rubrici, invitatul trebuie să răspundă la o întrebare cu da sau nu. Prima întrebare. Crezi că ajută hate-ul în carieră? Da. Te-au ajutat studiile muzicale în construirea carierei? N-am foarte multe studii Tocmai muzicale. De asta ți-am pus această întrebare, da. Pentru că știu că nu ai, dar ai studiat. Ai învățat, nu poți să spui că nu ai... Da, este o chestie. Vor ajuta, voi fi un artist foarte bun în următorii 10 ani, cred că. Pentru că, clar, sunt câteva noțiuni pe care trebuie să le aibă un artist și un cântăreț, de exemplu.
chestii de bază, chestii teoretice, minime. Exact. De, da. Astea te vor ajuta. E important să ai un auz, e important să-ți dai seama cum poți să cânti mai bine, să îți dezvolți chestia asta. Dar nu este definitiv. Adică, din păcate sau din fericire, eu merg pe talent. Asta și muncă. Foarte bine. Deci, da, muncă și talent. Asta e cheia succesului. Da. Consider că în momentul de față ți-ai îndeplinit marele vis? Nu. Nu. Dar urmează. O să dureze mult, dar nu, nici măcar nu sunt la început, cred. Sper să fiu, eu acum zic că nu sunt la început, dar față de anul trecut sunt la un nivel la care chiar sunt bucuros și recunoscător că am ajuns. Eu nu sunt mulțumit întotdeauna de unde sunt, de-aia eu caut să fac mai mult. Chestia este că dacă acum 7 ani eu nu eram mulțumit de oamenii din jur, acum încerc să fiu doar nemulțumit de mine și să muncesc eu. Bun. Cine... E o chestie care nu se poate face cum vreau eu. Ok, cum pot să o fac mai bine? Și atunci cred că duce un pas în plus. Exact. Te consider o persoană norocoasă? Da. Am avut foarte mult noroc. Dar în același timp am știut să fiu... Am știut, da, și am și muncit pentru el, dar am știut și să fiu recunoscător. În regulă, trecem și la ultima rubrică, rubrica adevăr. În cadrul acestei rubrici, invitatul trebuie să răspundă la o întrebare cu adevărat sau fals. Prima întrebare. Este adevărat că-ți iubești meseria? Da. Adevărat. Câteodată, din păcate. Este adevărat că ți-ai fi dorit să locuiești într-o altă țară? Da. Da, mi-aș fi dorit să fiu poate în Anglia, dar cred că mai bine decât atâta, e bine că sunt crescut în România, cred că acum, uite acum mi-a venit ideea asta, mai bine să fiu crescut în România și să pleci în altă țară. Pentru că eu dacă mă nășteam poate în Anglia, din părinți români, mă rog, cum sunt așa, să fi crescut acolo, poate n-aveam nicio șansă, știi? Dar dacă sunt din România și plecat în Anglia sau în SUA sau într-o țară care vorbește engleză și are industrie muzicală, atunci cred că mai bine ar fi așa. Deci aici este un... Foarte tare și ultima întrebare. Este adevărat că peste 10 ani te vezi artist în țară? Mă văd artist în toată lumea în toată peste lumea. 10 ani. Și în țară cred că nu o să fiu atât de recunoscut în țară cât o să fiu pe plan internațional. Sunt convinsă că vei reuși. Sper. Îți mulțumesc tare mult. Și acum am și eu o provocare. Te rog. Provocarea mea este felul următor. Tu, Save, ai lansat recent un nou album cu 12 piese extraordinare, cum am spus și mai devreme. Provocarea mea este dacă ai putea să cânti a capela una dintre melodiile. Absolut. Trebuie să mă gândesc la care. Cred că aș cânta Potions. You look fine, how about we skip the gym? Come to my place, I got some new idea. Just one time, let's sweat you off right here. In the morning, I drive you home. No one can know I got the fever. All of my friends know I'm having dinner. I change my plans as soon as I need ya. Come over. Hot, hot thing. I wanna take you down to the basement to fade away from the change in you and I. We mix potions tonight. I wanna take you down to the basement to fade away from the change in you and I. We mix potions tonight. Bravo, felicitări. Mulțumesc mult. A durat puțin să-mi amintesc textul pentru că am cântat-o, dar... Este nicio problemă. Ești un artist extraordinar. Mulțumesc. Și ai o voce de nota 10 și sunt convinsă că vrea să zice departe, cum am spus și mai devreme. Eu îți mulțumesc tare mult. Ultimele întrebări, care ar fi planurile de viitor și unde te putem găsi în social media pentru viitoare colaborări, mai ales acum în perioada aceasta când o să avem libertate la evenimente, scăpăm de pandemie. Uite, înainte să răspund, aș vrea să vorbesc puțin despre tine, pentru că de multe ori în interviuri sau în... poate și podcasturi. Invitatul este pus într-o lumină superbă și aș vrea totuși să-ți întorc chestia asta, pentru că, nu, știi de ce?
lumea chiar vreau să știe de tine și să te și urmărească mai mult. Eu am urmărit podcasturile tale și ai avut invitați foarte faini și ai avut ceea ce îmi place la tine, la chestia asta cu podcastul și visul tău de a deveni un om de content și de media, este lupta ta, pentru că podcasturile trecute sunt într-o zonă în care se vede clar lupta. Acum ești la un alt nivel și mai bun. Totul mai frumos, un sezon foarte bun. Știi să schimbi chestia asta. Pui împreună oameni care să lucreze împreună cu tine la chestia asta. M-ai adus aici într-un loc mișto foarte fain. Arată foarte fain aici. Și îmi place foarte mult și îmi place foarte mult ambiția ta și vreau ca oamenii care te urmăresc să știe puțin despre tine și despre cum să spun, ambiția ta, pentru că tu ești un om adevărat de media. Unul dintre oamenii care, eu sunt artist și n-am foarte multe interviuri în trecut, dar Alexandra chiar s-a informat, a făcut research, s-a uitat să vadă, să asculte piese din trecut, să vadă apariții ale mele televizate sau performanțe la televiziuni. Mie mi s-a părut o muncă din partea ta și vreau ca chestia asta să fie editat, nu, dar vreau ca chestia asta să fie văzută și să te pună în lumina în care chiar meriți să fii, pentru că tu ești un adevărat om de media și eu îți promit în 10 ani de acum încolo o să fii în prime time. Adică chiar cred că o să fii unde îți dorești, pentru că vorbești foarte bine, întrebările sunt foarte bune, poți să-ți pui invitații într-o lumină foarte bună și vreau ca tu să începi și de acum să te bucuri de talentul și ambiția ta. Așa, și acum să-ți răspund. Mulțumesc mult! Da. Deci nu trebuie să te rușinezi de chestia asta, vreau ca tu chiar să înțelegi că știi ceea ce faci este important, este foarte important pentru tine, pentru că pe mine nu m-a chemat nimeni la podcast, știi? Adică doi artiștii care nu suntem încă cunoscuți. Te-am chemat eu. Păi nu, până acum, până la tine, asta zic. Pe mine, până la tine nu m-a chemat nimeni, știi? Mi se pare incredibil și mi se pare că este o șansă frumoasă pentru și pentru mine să fiu mai cunoscut și pentru tine să se vadă că tu chiar faci o treabă incredibilă. Chiar, mulțumesc din suflet. Chiar e win-win. Da. Așa, să-ți răspund la întrebare, nu? Ai zis de planuri de viitor. Planuri de viitor și unde te putem găsi pentru viitoarele colaborări. Uh-huh. Planuri de viitor, na, noi artiștii, eu și lucrez. Încă nu mă susțin doar din muzică și cumva ar ajuta ca oamenii să știe chestia asta doar pentru simplul fapt că se vede mai mult din, cum să spun, din producția omului, producția muzicală. Îți dai seama, mă, artistul ăla face asta chiar cu plăcere, știi? Mi-ar plăcea să fac strict doar asta, parte de muzică și entertainment. Voi avea cântări oricând, chiar dacă nu o să fie mari, chiar dacă nu o să fie cu foarte mult public, eu asta îmi plănuiesc să fac. Și pot fi găsit oriunde, și pe Facebook, și pe Instagram, la save.is, pe YouTube am canal Save Official, acolo scot foarte multe videoclipuri, am filmări, da. Chiar vreau să-ți mulțumesc pentru invitația ta. Și eu de asemenea și pentru unul dintre cele mai frumoase interviuri pe care le-am avut, serios. Mă bucur tare mult că ți-a făcut plăcere și te mai aștept oricând cu mare drag la podcast, da, cu Alejandra. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și săptămâna viitoare la un nou episod din podcast cu Alejandra. Așadar, nu uitați să dați like, share și subscribe. Mulțumesc tare mult! În încheiere doresc să-i mulțumesc Luminiței Ulmămei pentru machiaj și pentru păr. Numai bine!